un avion de tip MiG Lancer care decolase de la baza Mihail Kogălniceanu a pierdut controlul de la turn și a fost dată dispărut de pe radar. Aeronava MiG-21 Lancer decolase de la baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu în jurul orei 19:50 pe 2 martie 2020 pentru a executa o misiune de patrulare aeriană deasupra Dobrogei. La doar 13 minute de la decolare, aceasta a dispărut într-o zonă cuprinsă între localitățile Cogealac și Gura Dobrogei. Un elicopter Puma a plecat în misiunea de căutare după el, însă și acesta s-a prăbușit. Până în acest moment, autoritățile încă nu au găsit locația acestora. Au trecut mai bine de 2 ore de când avionul MiG-21 Lancer și elicopterul Puma s-au prăbușit și nici până în acest moment salvatorii nu au reușit să identifice locația acestora. Mai mult, aceștia au rămas împotmoliți și au fost nevoiți să se întoarcă din drum. Salvatorii au încercat să ajungă la aeronavă și elicopter pe mai multe rute. Este o intervenție cu grad mai ridicat de dificultate față de ce avem zimnic. Este o mașină care blochează drumul pentru că este impracticabil. În acest moment, o mașină de dezăpezire încearcă să deblocheze drumul pentru ca autoritățile și salvatorii să poată ajunge la elicopter. O altă încercare de a ajunge la locul accidentului, însă din nou un alt drum greu accesibil. Mai multe mașini au rămas deja împotmolite în noroi și nu mai pot avansa. Localnicii au povestit atunci că au auzit mai multe explozii, apoi au văzut flăcările. S-a auzit zgomotul și odată s-a lăsat elicopterul în jos. Se vedea roșu, partea aia în stângă, spre Cogelac, așa, se vedea. Am auzit 2 explozii și am ieșit afară și pe deal aici se vedea flăcări. Explozii foarte mari, focuri foarte puternice. Migul a fost în față, migul nu-i căzut aici, migul mai din mănăstire, cum e mănăstirea în stânga, migul spre Cogelac. Cam pe stânga ai căzut el, între Gura Dobrogei și mănăstirii, în pădurea aia. 8 militari și-au pierdut atunci viața. În prima săptămână de la tragedie, autoritățile au început să transmită mesaje de condoleanțe familiilor îndoliate. Mai mult, președintele României, Claus Iohannis, i-a decorat pe militari post-mortem. Este o zi tristă pentru familia armatei române. Membrii echipajului elicopterului IAR-330 Puma, aflat în misiune de căutare-salvare pentru aeronava MiG-21 Lancer, au fost găsiți decedați în zona localității Gura Dobrogei, la aproximativ 11 km de aerodrom. Transmit condoleanțe familiilor îndurerate, a scris pe pagina sa de socializare ministrul apărării de atunci, Vasile Dâncu. La sfârșitul lunii martie au apărut și primele concluzii. Din informațiile obținute în urma măsurătorilor și a evaluărilor efectuate, comisiile au concluzionat că ambele evenimente s-au produs cel mai probabil din cauza unui cumul de factori umani și de mediu, a căror pondere urmează să fie stabilită la finalizarea procedurilor de investigare. Se arată într-un comunicat emis de Ministerul Apărării Naționale. Însă familiile nu au fost atunci mulțumite de rezultatul anchetei și au cerut să se facă dreptate, iar cei responsabili să fie trași la răspundere, dar fără niciun rezultat. După mai bine de 7 luni de la tragedie, mai exact în luna octombrie, Parchetul Militar nu a audiat pe nimeni. Ba mai mult, a reieșit faptul că nici măcar orele nu corespund. De pildă, reprezentanții MAPN au susținut atunci că elicopterul Puma s-a prăbușit la 20:44, însă în dosar scrie că ora prăbușirii a fost 20:29. Procurorii Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București au deschis atunci un dosar penal în rem pentru ucidere din culpă și neluarea și nerespectarea măsurilor privind securitatea în muncă.